Salutare și bun venit la un nou episod de Clash Royale, un episod mai special în care vom vedea împreună noul update pentru că campionii au sosit și odată cu ei a venit și King de level 3, de level 14 și cărțile care vor putea fi maxate din acest moment la level 14. Bun, avem aici un video pe YouTube, o să-l vedem acum și hai să vedem ce s-a întâmplat. Noi am reușit să strângem 193.770 de Star Points după depășirea levelului 13, Star Points care au fost folosite la upgradarea cărților și așa mai departe. Bun, după alinierea cu noul sistem de punctare, vedem că noul progres este acum la level 14, deci practic suntem tot maxați cu King Tower-ul. Și vedem noutățile acelea care ne spun că vom primi de acum înainte o să primim Star Points și XP în, din donați. Bun, hai să mergem mai departe. Da, Champions s-a deblocat. Am trecut la level 14 și vedem noile caracteristici ale turnurilor. King Tower-ul crește cu 576 de hit points și damage-ul pe care îl dă cu 13, la fel și Princess Towers. Ele cresc cu câte 364 la hit points și 13 la damage. Hai să stăm drumul acest, ce de fapt nu, o să jucăm, o să luăm unul de, de 3 ore. Să vedem ce găsim aici, nimic interesant. Ne ducem, ne luăm și reward-ul din, de fapt, hai să vedem altceva mai întâi. Hai să vedem ofertele din shop. Avem din nou 5.000 de gold cadou. Daily deals-ul a rămas neschimbat, dar acum vedem că avem toate cărțile, dar toate cărțile sunt level 13. Nu mai avem nicio carte maxată, în schimb, avem posibilitatea de a maxa, pentru că știți foarte bine, s-a făcut acea aliniere a levelurilor și s-au primit, s-au compensat niște cărți care au fost folosite pentru upgrade, din moment ce acum upgrade-ul se face mai jos. Da, noutatea este, vedeți, Star Points-ul acum se poate face și fără să ai cartea maxată, începând cu level 6 pentru o stea, level 10 pentru 2 stele și level 13 pentru 3 sau 14. Ok, costurile s-au redus. Vedem 75.000, să-l ducem de la level 12 la level 13 și 100.000 de la level 13 la level 14, adică maxim. Da, putem să upgradăm o grămadă de cărți dintre cele nemaxate, plus dintre cele maxate. Vedem aici progresul felul următor. Epicele au fost duse la 160 din 200, legendarele la 14 din 20, epicele, nu, rarele la, nu văd nicio rară pe aici, 550 din 1250 și comunele la 2500 din 5000. Noi avem aici niște wildcard-uri pe care ar trebui să le folosim și bineînțeles o să începem cu cărțile din deck-ul nostru principal. În speță cu, hai să luăm așa, Tesla, care momentan, ok, avem 5.000 de wildcard-uri, folosim 2.500, bun, și o ducem un level maxim, deci putem să o upgradăm cu 100.000 de gold și Tesla e prima carte care ajunge în level 14 și este maxată. Următoarea va fi Eros. Nu Eros, arcașele. De fapt, nu, o să fie Eros mai degrabă. Și folosim și restul de wildcards. Bun, 100.000 de gold. Și să vedeți cum zboară acest gol pe care îl aveam adunat. Într-o clipită. Bun. Mergem mai departe. Băi, aș încerca cu racheta, sincer, nu știu ce aduce. Ok. Damage-ul pe turn crește cu 55, cu 53 și area damage-ul cu 157.
Băi, sincer, nu știu dacă merită sau nu, dar o vom face de level de level maxim. Bun. O upgradăm și pe ea. Următoarea va fi Valkyra sau sau Mini Pekka. Aș merge totuși pe Valkyra. Nu mai sunt foarte multe wildcard-uri. Oricum, astea le vom strânge pe parcurs și o să mai maxăm. Important e să avem gold-ul pregătit, pentru că mai avem doar aproape 200.000 de gold, asta înseamnă două cărți mai pot fi maxate la level 14 și vă dați seama, va fi greu să strângem ulterior. Ok, avem star points, compensarea de aproape 200.000 de star points, ceea ce înseamnă că putem face gold în o grămadă de cărți. Păi, hai să vedem. 200.000 înseamnă 20 de cărți cu star 2. Cu star 1, de fapt. Sau cu star 2. Să vedem mirror. Pentru star 2 ne trebuie 10.000. Da, înseamnă 20 de cărți. Ok, păi hai să vedem. Gărzile. Bun. În deck avem totul la maxim. Ok, balon, știu că era foarte interesant. Ăsta îl facem chiar de level de level 3. Deci mi s-a schimbat un pic și costul de star. Vedem, mai departe, ce mai luăm? Execuționerul, îl facem și pe el, level 2. Ok. Și dacă nu mă înșel, putem să facem, da. Putem să facem și dintre cele nemaxate, așa că aș vrea să le facem pe toate de cel puțin level 1. 5.000, facem Mother Witch-ul cu star. Facem Goblin Drill-ul. Mai departe, facem și Lava Hound-ul. Facem, bineînțeles, și Mega Knight-ul. O să facem minerul. Rem Rider-ul. Bineînțeles, Fisherman-ul. Wizard-ul. Ice Wizard-ul va fi probabil următoarea legendară pe care o vom duce în level 13. Sau chiar poate 14. Facem și Skeleton Army. Facem și Witch-ul. Bun, câte am mai rămas? Doar 4. Hai să vedem. Mai avem un Night Witch-ul. Mai avem Sparky-ul. Și ultima rămâne Inferno Dragon, nu? Bun. Deci în acest moment avem toate cărțile. Vedem că au apărut aici și eroii. Cei trei eroi. Skeleton King-ul. Cu abilitatea lui de a spana ca un graveyard, de a scoate scheleton din pământ, da, care are un cooldown de 20 de secunde, deci trebuie să aștepți 20 de secunde pentru a putea refolosi abilitatea, indiferent că ai sau nu elixir, de fapt că ai elixir. Da, spune de la cât la cât poate maxa, minim 6, maxim 20 de scheletoni și bineînțeles că ei vor avea levelul eroului. Mai departe, Archer Queen-ul, la fel, are un cooldown de 11 secunde, adică mai mic. Invisibility Duration, pentru că știți că în momentul în care activezi abilitatea, ea devine invizibilă, ca Royal Ghost-ul, și damage-ul este boostat, aia este crescut cu 200%, practic se dublează, sau se triplează, dacă e plus încă 200%, înseamnă că e triplu, deci dă de 3 ori mai mult damage. Bineînțeles, asta e la level 11. Dacă îl upgradez, cu siguranță vor crește și acești indicatori. Da, o vedem aici în acțiune, cum lucrează, vedem invizibilitatea și boost-ul. Și vedem că reușește fără probleme să scoată un P.K. mare de level 11 din schemă. Dar, din păcate, este eliminată de un Lightning.
Și cam asta e. Bun, avem aici toate caracteristicile. Și ultima pagină este o mică descriere. Ok, și ultimul, dar nu cel din urmă, Golden Knight-ul. La fel, raritatea e champion, trupă și abilitățile lui, cooldown la 8 secunde, deci și mai rapid. Și avem aici dash distance, dash damage și max dash. Vedem, poate lui maxim 10 adversare, oricum, să ai 10 trupe adversare pe arenă e destul de greu, nu prea se întâmplă asta prea des, deci cu siguranță se va duce în turn fără probleme de cele mai multe ori. Bun, ăștia se roi, sperăm să-i colectăm și noi cât mai repede. Eram cu maxatul, hai să mai continuăm cu încă ceva cărți. O să facem și Canon Cartul. Îl ducem în level 2. Barbarian Barrel-ul la fel. Star level 2. Ce mai avem pe aici? Hai să vedem pe camare. Nu știu ce să zic. Bomberul. Dar mai folosim. Sunt curios cum arată pe level 2. Ar trebui să avem și animațiile noi cu... Ok, bun. Deci acum putem vedea exact cum arată în toate evoluțiile lui. Ok, o să iau Knight-ul, la fel e o carte care mie îmi place foarte mult. Și de level 2 și mai putem maxa, de fapt upgrada încă 3 cărți. Și poate reușim chiar și pe a 4-a. Ok, bun. Frască și la fel. Carte pe care o folosim și o carte de care ne place. Băi, sunt curios și cum e acest Star Scaplin la level, la nicio diferență. Poate eliții arată mai spectaculos. Au căștile acelea de aur. Bun, hai mergem cu ei. Și încă o carte. Încă o carte, să vedem, o să luăm Wizard-ul, din ce mi-amintesc era și el Golden total, parcă, dar oricum, se vede că e mai deosebit. Bun, și mai avem nevoie de 100 de Star Points ca să putem maxa încă o carte. Bun, a început noul Training Day de War. Și avem aici două turnamente, două challenge-uri de fapt, cu Skeleton King Launch Party, în care probabil cu siguranță, da, avem posibilitatea de a juca cu acest erou, nu cu toți. Vedem că nu putem folosi decât un singur erou un singur campion într-un deck și... Hai să ne facem noi un deck. Să încercăm deck-ul nostru obișnuit. Să-l adaptăm cumva la acest sistem. Da, o altă noutate, vedem aici că acum în challenge-uri, în turnamente, se joacă la level 11, deci nu la level 9 ca până acum. Focul mi-ar fi trebuit, dar nu-l... Ba da, este aici. Și rachetă și arcașele care le vom schimba cu zap-ul. Bun, hai să-i dăm... Nu, n-o să luăm arcașele. Cred că ar fi mai indicat... Baby Dragon sau... Nu, ăsta o să-l luăm. Dar nu creștem prea mult costul. Să luăm oare beții și încerca cu beții. Bun, hai să vedem. Oricum, este fără eliminare, deci putem pierde oricât. Și hai să vedem cum se vede în joc acest nou erou. Va fi un sistem nou de joc. Multora le va fi greu să se adapteze, dar vom vedea.
dăm aici un freeze pe... Oh, scăpăm rapid. Nu e chiar atât de OP pe cât ne așteptam. Oare dă și... Băi, sincer, chiar nu e atât de... Nu e atât de OP pe cât... Pe cât mă așteptam. Mă așteptam să rupă din ce vedeam în acele videoclipuri de prezentare. Hai să vedem cum scăpăm aici de acest atac. Bun. Da, ne va lua ceva timp până o să ne adaptăm noul sistem de joc. Avem aici un freeze. Nu, am pus beții. Beții care s-au descurcat acolo, au făcut ce era de făcut, au eliminat Wizard-ul și hai să vedem noul atac. O să încercăm să pușuim, punem un minim peca din spate și vom trimite și... Skeletonul. Dăm aici un Arrows. Da, oi, sincer, nu mi se pare deloc mare schemă. Și el puțin momentan. E din nou Skeleton King-ul aici. Trimitem Ogul. A rămas în viață. Îi dăm și abilitatea. Ok. Da, pierdem acest prim meci. Băi, un meci interesant. Nu știu ce să zic. Nu m-a dat pe spate acest nou erou. Sau acest nou tip de carte. Poate că încă nu știm noi să-l folosim așa cum trebuie, la adevărata lui valoare. Bun. Haideți să vedem și în Collect All the Level Up Chest. Ok, bun. Ne luăm de aici chestul. Să vedem, avem două gemuri, Wildcard, Spear Goblins, Barbarian, Stars Goblin. Și încă n-am făcut cele 10.000 de Star Points. Bun, hai să vedem aici. Avem o nouă... cum să zicem? Nou feature adăugat în joc. Acest King's Journey. Călătoria regelui. În care putem colecta, din ce am înțeles, din spate toate reward-urile pe care ei le-au adăugat. Odată cu acest update. Și hai să vedem. Avem aici un level up chest. În care găsim 500 de gold, 50 de gemuri, 3 cannon, elite barbarians, goblins și nu mai sunt degeaba toate aceste cărți care până acum efectiv erau doar extra gold și star points și sunt destul de puține. Ăsta a fost la level 2, bun, level 3. Dar o să înceapă să crească progresiv, vedem aici deja 750 de gold, din nou 50 de gemuri, minion best flying machine, ok, level 4. 1000 de gold, 50 de gemuri, încep epicele, chiar wildcard-uri am văzut acolo. Bun, mergem mai departe. Avem și un wildcard legendar. Perfect, am primit și 4 Skeleton Army. Mai departe, 2000 de gold, 50 de gemuri, avem Baby Dragon și legendară. Și hai să vedem un Royal Ghost. Perfect. Următorul, level 7, avem 3800 cu 50 de gemuri, X-Bow și o legendară, un miner. Mai departe, 4500 gold, 50 de gemuri, avem 8 witch-uri,
și o legendară. După level 10 sau 13, o să primim din aceste chesturi garantat un champions. Level 9, 5300 cu 50 de gemuri, avem Zepa, avem Goblin Drill și avem ca legendară Mad Witch-ul. Bun, mergem mai departe. 6000 de gold, 50 de gemuri, o grămadă de cărți acolo. N-am văzut epică, nu cred că am primit și avem log. Logul care era maxat, acum mai avem nevoie de 5 bucăți. Să-l avem la level maxim, 7500 gold, 50 de gemuri. Să vedem un wildcard, avem Goblin Gang-ul, Battle Ram, Dark Prince și atât. Ok, level 12, hai cu champions. Avem nevoie de un campion. 9000 de gold, 50 de gemuri, wildcard, Zepis, Tornado și din nou legendară. Un Nightwitch. Perfect, mergem mai departe. Level 13. Aici ar trebui să primim champions. Avem 50 de gemuri, wildcard, Fire Spirit, X-Bow și tot o legendară. Bun, înseamnă că doar în ultimul, în cel de level 14, vom primi Champions Hero. 12.000 de gold, 50 de gemuri, Royal Giant, avem Furnace, avem Wallbreakers, avem o legendară și ultima cu siguranță va fi un erou. Din nou Nightwitch-ul și hai să vedem cine oare ne va pica, sper că nu Skeleton. Da, era de așteptat din moment ce au început challenge-ul cu el. Avem Skeleton King-ul la level 1. Din ce am înțeles, tipul ăsta de cărți de tip champion, raritatea champion, vor fi mult mai greu de găsit decât legendarele. Mă aștept gen una pe lună sau poate mai rar. Bun. Ok, am colectat. Hai să mai upgradăm ceva cărți. Welcome to King level 14. Da, vedem că ne-a apărut. Ne spune aici că putem să construim deck-ul folosind acest nou tip de carte și că putem să-l upgradăm și să-l obținem în chest. Și îl vedem aici în josul paginii, de fapt. Cred că putem să-l by rarity. Da, și putem să vedem aici cum arată. Și da, l-am văzut mai devreme, am și jucat cu el. Da, e o carte interesantă. Cu siguranță nu știm încă să o folosim la adevărata lui putere și trebuie să mai jucăm cu el. Ok. Bun. Hai să mai upgradăm niște cărți. Avem aici Ice Wizard-ul pe care vrem să-l avem și pe el la level 13. Sunt curios dacă nu, eroii încă nu au Star Points. Ok. Da, hai să dăm din nou raritatea după level și o să upgradăm tot ce avem de upgradat. Da, nu știu dacă e idee bună sau nu. Probabil ar trebui să ținem de gol pentru a maxa cărți, dar băi, sincer, vreau să le upgradez odată. Să știu că am toate cărțile folosite. Ok. Bun. Witch-ul, de fapt. Witch-ul pe care probabil o să-l facem. Și deja nu mai avem. Da. Bun. S-a terminat bateria, s-a terminat și gold-ul. Nu mi-am dat seama cât de rapid l-am folosit. Bun. Hai să mai facem o carte. Ziceam noi că Witch-ul sau mai bine Minions. Minions știu că doar îi făcea Mov, parcă? Sau Minions Horde-ul făcea Mov. În fine. Witch-ul cred că pare o opțiune mai bună. Da, se vede ceva gol pe acolo și la level 2 este și mai și. Perfect. Bun. Witch-ul, ultima carte pe care o putem upgrada în acest moment.
la Star Level 2. Bun, ăsta e nou update. Asta a fost cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare.